Hai, hai că nu se mai poate. Nu se mai poate, de azi gata. Fac angajări în partid pentru că așa nu mai merge. Vreau să schimb cu totul abordarea asta, domne. Pe nepotisme, pe cunoștințe. Ia-l mă și pe al meu care are ochii verzi. Doamne ferește să fie cu ochii albaștri, știți ce zic? Hai să vă spun ceva. Oricum ăștia de la mine din partid îi mai aud: șeful, dacă e oameni străini, poate nu ne ascultă șeful. Gura mă că toți ascultă. Când e să dea de bani, când miroase a bule de șampanie, toată lumea ascultă. Că mai e ceva, dacă oamenii ascultători sunt proști toți, atunci ce să mai vorbim? Dar atât vă zic, gata. Găsim oameni capabili, oameni de nădejde la bine, dar mai ales la rău. Simino, dă drumul la primul care a venit. Bună ziua, pentru bună ziua. Pentru funcții, pentru șef, de-abia aștept de azi noapte am venit să stau la coadă vreo și să-i mulțumesc. Ce coadă, mă, nene? Ce-ai tăi tâmpit? Ce-ai? Stai puțin! De când s-a auzit că se fac angajări la partid, e plin, e puhoi afară. N-am mai văzut coada asta decât acum 2 ani, când a anunțat celălalt partid că vrea șef de filiale de la Oltenești. Stai cu minte, domne, ce ai? Fii atent ca să nu mai lungim, e simplu. Deci, Gheorghiță, sluga noastră. Gheorghiță, așa, mă, Gheorghiță, te termină cu asta, cu sluga, te rog eu frumos. Zim ce știi să faci tu, mă, Gheorghiță? Știu să fac frumos, deci, așa. frumos. Mai exact, ce știi? Păi, spre exemplu, știu să fac cumpărături. Nu că vreau să mă laud, dar am lucrat la Consiliul Județean. Așa. Să știți, soția lui șeful nu trimitea pe altcineva la cumpărături decât pe mine. N-avea încredere. Și eu nu pun mâna la bani, vă jur. Mie cât îmi dați, atât iau. Stai, că n-ai înțeles. Ce știi să faci tu mai concret? Ce pregătire ai? Am înțeles, am... Să știți că am... Aul, pregătire foarte... Am pregătit... Special pentru dumneavoastră. Ce e aici? Un CV-ul? Mă, omule, mă, termină, mă, cu nenorocirile astea. Ne vede cineva acum, facem o prostie. Băi, băiatule, nu mai merge cu chestii de astea, da? A mers, nu mai merge, gata. Deci să continuăm interviul. Te rog frumos. Da. Spuneți. Deci spune-mi, eu vreau să te ajut. Pe ce ești tu mai bun? Pe agricultură, pe transporturi, pe turism, pe turism. Da? Ia, zi. Când pleca șeful în concediu, eu aveam grijă de casa lui. Era casă mare, responsabilități. Doamne, nu, hai că vă că nu o scoatem la capăt. Mă, băiatule, tu nu știi să faci nimic? Și eu fac orice, bă. Nu știi, hai, ieși afară. Ieși afară. Nu, gata, păi ce să mă, ieși afară. Ieși afară, imediat. Extraordinar. Simino, să intre următorul. Bună ziua, permiteți să mă prezint. Dobriță Daniel, Unitatea Civil. Ușor, că aici nu suntem la... Deci, vă rog frumos, ce știi să faceți? Permiteți să raportez, pot să fac pe oricine. Îl știți pe Răducu de la Botoșan, viceprimar? Eu l-am făcut, au la 4 ani. Ca civil, bineînțeles, nu implicăm structurile ale Serviciului de Informații în chestiuni penale. Am rezolvat. Deci, vă rog eu frumos, deci cred că ați greșit adresa. Nu greșesc niciodată adresa, mascații sunt ăia ca să facă un spirit de glumă așa. Domnule, vă rog să fim serioși. Deci noi căutăm pentru partidul nostru, pentru activitatea noastră, specialiști adevărați, profesioniști. Am venit unde trebuie. În ce sector sunteți dumneavoastră bun? În orice sector, de la 1 la 6 alegeți dumneavoastră. Afară, acum, afară. Băi băiatule, chiar să nu găsesc pe nimeni, mă? Numai lingăi și zdrențe de-astea umane. Ce-i cu tine, mă, copile? Cine ești tu? Eu sunt Andrei, copilul lui mama, lui Simina. Și ce faci tu acolo, filmezi? Nu, acum nu mai filmez, am filmat mai devreme, când ai luat matale plicul. Băi copile, dă-mi coace ăla, stai puțin. Hai, vină-mi coace un pic. Stai jos, că nu... Ce mai faci? Ești bine? Ești... Da? Ce-ai zice tu dacă eu ți-aș da ție plicul ăsta? Și tu îmi dai mie telefonul. Ai aici, poți să ții 10 telefoane, poți să... Îți cumperi ce vrei. Nu vreau șpagă. Stai, mă, copilule, mă, că nu e... Nu, asta nu e șpagă, e un cadou de la mine. Auzi, bine, facem așa, te duci și dai banii înapoi. Ok, mă duc și dau banii înapoi, dar fac ce vrei, dar doar să... Și apoi... Și apoi? Îți dai demisia. Demisia?
De ce să-mi dau demisia? Pe mine m-a ales poporul la alegeri, la... V-a ales poporul să furați? Nu, normal că nu, dar... Atunci vă dați demisia. Sau trimiți filmul. Nu, gata. Copile, îmi dau demisia și așa. Nu mai merge cum mergea. Acum toată lumea filmează, toată lumea e cu legea, cu astea. Ce să-ți povestesc, să nu mai fie corupție. Bă, copile, ascultă la mine aici. Țara asta s-a clădit pe corupție. Mă, tu știi? Dacă nu era corupția, nu mai eram acum noi ca nație, ca... Știu, nenea, dar ajunge. 30 de ani nu mai ați furat. Bine, mă, copile, bine. Dacă mă duc să dau banii înapoi, apoi îmi dau demisia, cine ar fi crezut că mi se trage de la un copil cu o cameră, auzi? Meritam și noi o țară normală, nu? Mă, copii, dacă tot a început școala, nu vreți să facem o recapitulare la limba română? Relaxat, așa, fără stres, să intrați în pâine cu material proaspăt de la cel mai înalt nivel? Da, de la doamna Dăncilă. Vă spun, s-ar putea să fie o metodă foarte bună. Auziți la Dăncilă tot ce este greșit în limba română și rețineți cum este corect. Sintaxă, vocabular, acorduri, dezacorduri, repet, tot. Doamna Veo, sunteți cea mai bună, jur! Un produs pe care dumneavoastră, doamna director, l-ați făcut cunoscut atât la nivel european și nu numai. Atât la nivel european și nu numai. Doamne, cât de tâmpit sună, aberant! După ce că vorbește doar în clișee, că atâta poate, atât aduce procesorul ei, le mai și amestecă. Și ies niște tâmpenii, cum e asta pe care tocmai ați auzit-o. Dar nu vă sună prost, doamnă? Nu vi se pare că nu se potrivește la ureche? Știți ce e asta? Lipsă de lectură, fraților. Dar nu lipsă de lectură în sensul că doamna nu i-a citit pe clasici. Nu, tati. Lipsă de lectură în sensul că n-a citit nici capra cu treiezi. Aș putea spune că este unul din produsele care fac cinste României și care face să se vorbească despre România. Ah, doamne, cât de aproape ați fost, doamnă, ați fost la un pas să vorbiți românește. Noroc că v-ați redresat rapid și în loc să spuneți corect unul dintre produsele care fac să se vorbească despre, ați mai scos o prostie. Fac, doamnă, fac, pentru că e vorba de produse, acolo facem acordul, produsele care fac. Copii, nu vreau să apelez la analiză morfosintactică, n-avem timp și nici loc și nici chef. Apelez doar la ureche. E simplu, trebuie să auzi ce spui. Mai departe. Vreau să vă felicit pentru munca dumneavoastră, pentru că știu că în urma unor rezultatele obținute sunt în urma unei munci depuse, a unei munci susținute. Zdrang! Dacă nu știți, doamna Dăncilă vorbește acolo despre magiun. E, din felul cum o faceți, dai seama că pentru dânsa, limba română e ca un cazan de la în care se amestecă magiunul. Dă cu linguroi într-o oală de cuvinte și apoi le scoate pe gură într-o ordine aleatorie. Da, de acord, doamna Dăncilă folosește cuvinte românești, dar limba rezultată nu e limba română, fraților. E un terce, așa, e ceva nedefinit. Ieri, în jur de ora 12:30. E, uite că facem și numeralul în seara asta. 12, doamnă, 12. Ora este 12. A? Cum e, copii? Nu e așa că vă ajută aceste exemple? Vă rămân în minte. Adică mergi la școală și zici: bă, să nu fiu prost, să nu spun ora 12 ca Dăncilă. Și uite așa ai reținut o chestie. Interesant e că nici măcar nu trebuie să cauți prea mult, cum se plângea doamna că vai, stă lumea să-i caute virgulele. Nu, nici vorbă, nu e niciun efort. Am luat un filmuleț postat de guvern pe YouTube, am dat click la întâmplare și pac, au țâșnit prostiile. Și toate cerințele care le va adresa guvernului legat de președinție. Cerințele care le va adresa. Pe care, doamnă, pe care? Și președinție. Și jur, am dat la nimereală. La nimereală. Cum pot să sprijin în proiectele pe care le are capitala? Bineînțeles, cele care sunt legale, cele care pot eu ca și guvern, să spunem, să aducem rezolvarea problemelor. Ați auzit-o pe asta? Pe care pot eu, ca și guvern, să aducem rezolvarea problemelor?
Ce limbă e asta, fraților? Repet, sunt cuvinte românești, dar limba nu este în niciun caz limba română. E ca atunci când un tâmplar își propune să facă un dulap, își adună toate materialele necesare, iar la final se trezește cu o jumătate de scaun. Cam așa e Dăncilă. O rușine, mă, ce să mai discutăm? Voi discuta cu domnul președinte Juncker, nu în ideea de a scuza pe cineva, de a abroga pe cineva despre o vină. De a abroga pe cineva despre o vină? Da, doamnă, o să vă abrogăm și noi pentru faptul că sunteți analfabetă. Incredibil. Acum foarte mulți ani se glumea pe seama fotbalistului Răducioiu, care după 10 minute în Italia începuse deja să uite româna și să parlească italiano. Nici măcar gluma asta nu mai salvează pe Dăncilă. După 9 ani la Parlamentul European a uitat româna și n-a pus nimic în loc. Doar poșete și rochițe. Numai freze are în cap, vorba reclamei. Of! Ce să, iar a ținut Orban un discurs? Ți se rupe sufletul. Pare că a avut un accident, ceva. A căzut din tiribombele alea prin care se dă la petreceri comunale și acum se recuperează. Doamne ferește! Toată sănătatea, domnul Orban, dar politica nu cred că vă face bine. Ar trebui să vorbiți și cu un medic, părerea mea. Ieșiți în prima linie a bătăliei politice. Băteți-vă inclusiv pentru a obține nominalizări. No, are ceva grav, vă spun. În ultima vreme, una, două, sare la bătaie direct. De atunci, de când le zicea liberalilor să pună mâna pe par, s-a înrăit, mă, e violent, ceva de speriat. Auzi, și că intră tată în jandarmerie dacă vrei să bați ceva. Nu-ți trebuie minte, nu, dai în stânga și în dreapta până nu mai poți. Gata cu joaca, gata cu dezbateri interne. Ne așteaptă 2 ani de zile care vor fi decisivi pentru evoluția României. 2 ani în care avem 4 alegeri, în care fiecare membru al Partidului Național Liberal, indiferent că e la organizația de tineret, la organizația de femei, la organizația de pensionari, va trebui să fie implicat la maxim în atingerea obiectivelor Partidului Național Liberal. Zici că îi trimite la furat. Ia gata cu discuțiile, domne, că m-am săturat de atâtea discuții. Hai pe teren toată lumea. Nu luăm o statici, da? Ca la pesta porcină acționăm. Intrăm în curțile oamenilor și unde vedem un pesedist, l-am hăcuit pe loc. Ce moțiune de cenzură face brigadă Orba, merge peste ei. Serios, de când e șomer s-a bagabonțit? Dar parcă-l vezi că se pune primul pe liste la europarlamentare. Cu Caterinca d-aia, domne, să trag partidul după mine, să fiu locomotivă. Și apoi un mandat la UE s-a scos undeva la 10.000 de euro pe lună. Mai vine prin țară doar ca să facă mișto de săraci. Se întâmplă uneori câte o chestie, mă mir că atât de rar, care ne arată proporțiile corupției. Vineri noapte, de exemplu, a ars în întregime un bloc din sectorul 5. Normal că blocul n-avea aviz de la ISU. Era și greu să aibă aviz de incendiu pentru că n-avea nici măcar autorizație de construcție. Blocul nu are autorizație de construcție. Oamenii au cumpărat apartamentele în urmă cu 5 ani, dar dezvoltatorul nu le-a făcut nici acum actele de proprietate. Doamne, e incredibil cum poți construi un bloc întreg în București fără să te întrebe nimeni nimic. Totuși, nu era un garaj improvizat din tablă, nu era un șopron într-o curte, ci dita mai blocul cu 54 de apartamente în care locuiau 54 de familii. Nu poți să nu-l vezi, mă, nu poți să te prefaci că nu există. Cum să-l lași acolo așteptând să vină incendiul sau să cadă la primul cutremur mai serios? Cum? Câtă șpagă să iei ca să poți să faci așa ceva? Peste 100 de oameni s-au înghesuit să iasă pe singura cale de acces din bloc în interiorul unei curți, de unde au fugit pe o alee îngustă de 1 metru și 40 de centimetri ca să iasă pe poartă. Da, ați auzit bine. Aleea de acces avea doar 1 metru 40 lățime. Probabil că blocul a fost construit ca în filmele cu proști, cu mobila direct înăuntru, pentru că altfel n-aveai cum să o bagi. Te întrebe acum câte dintre blocurile noi pe care le vedem
au autorizație. Probabil că mai sunt fără. E clar că primăriile nu se încurcă în astfel de amănunte birocratice. Dar lasă-i mă pe oameni să construiască. Păi dacă așa vor ei, cine suntem noi autoritățile să ne opunem, nu? Notarul trebuia să ne informeze că nu are. Mi s-a spus că după câteva luni vom avea actele. Vorbim aici de fapte de corupție evidente care, cum se întâmplă la noi, lovesc în cei mai vulnerabili cetățeni. Aceia care s-au bucurat că își pot cumpăra o nenorocită de garsonieră cu 20.000 de euro. Din cauza faptului că primăria sectorului 5 a închis ochii la construcțiile ilegale, acum 54 de familii au pierdut tot. Să fie de această situație, este un bloc fără autoritate. Mă interesează întrebarea dumneavoastră. Pe mine mă interesează să rezolv problemele mele, nu să răspund la întrebări. Păi, după ce ai ajuns pe oameni, ar trebui să te intereseze și autorizațiile cu metre. Să te intereseze foarte tare. Pentru că pe unii funcționari din primăria ta i-a interesat și paga. Altfel, acel bloc și multe altele aflate în situația aia n-ar mai fi apărut. E foarte important ce vor face instituțiile acum. Că dacă o lasă așa, fără să meargă pe fir și să le facă dosare penale tuturor celor care ar fi avut în fișa postului autorizarea acelui bloc, n-am făcut nimic. De asemenea, e importantă o acțiune de control care să vizeze toate construcțiile noi. Pentru că asta e corupția aia care omoară oameni. E incredibil cum a trecut neobservat blocul atâția ani. Probabil că ăsta e secretul dacă vrei să rămâi discret. Te deghizezi într-un bloc cu 4 etaje, înghesuit într-o curte de pe o stradă cu case. Mă, nu înțeleg chestia asta cu florile în prima zi de școală. De ce să duci flori în prima zi de școală? Ați văzut cum pleacă învățătoarele? Crăcănate așa, tată, să țină florile. Uite așa, uite așa. Serios, aveți ceva cu femeile astea? I-ați dus flori doamnei? Da, i-am dus. Buche mare? Mare, de încolo, de cotoranță să care. Mai bine duci în a doua, în a treia săptămână. Serios, lași să dea fraieri în prima zi și mergi după vreo două săptămâni cu o floare în ghiveș și zici: v-am adus o floare pe care să nu o aruncați la gunoi, doamnă. O să te țină minte. Mă rog, ne-a rămas nouă prostia asta în cap de pe vremea lui Ceașcă, pentru că aici părinții sunt vinovați. Lasă mamă, lasă mamă să luăm flori, să fie buchetul mare și frumos, să nu se supere doamna că toată lumea duce flori. Dacă tu nu duci, te ia la ochi și spune note proaste. Da, copii, asta e educația pe care am primit-o noi de la bunici, de la părinți. Ce vreți, înțelegeți și voi că încă avem sechele. Așteptați să murim ca să vă puteți face o țară. Vax populi. Mai ajută la ceva școală în ziua de astăzi în România? Nu. La nimic? La nimic. Dacă ați luat de la început, v-ați mai duce la școală? Nu. Nu v-ați mai duce. V-ați, nu știu, vă orientați spre o meserie sau spre... Meseria tot place singur. Și fără școală. Cum vedeți dumneavoastră învățământul din România? Eu cred că nici ei nu știe ce fac. Cei de la minister? O face intenționat, nu știu, are nevoie de niște copii needucați să-i manipuleze ei mai târziu la vot sau... sau o fac tot ce e posibil. Și din prostie și intenționat. Din punctul meu de vedere, școala din ziua de astăzi este un loc în care mulți vin doar ca să își vadă prietenii și colegii. Atâta. Eu asta văd. Dar, da, dacă sunt să o luăm logic... Școala este un institut în care trebuie să vii să înveți ca să ajungi ceva în viață. Guvernul, credeți că are nevoie de cetățeni analfabeți ca să-i manipuleze mai ușor? O face intenționat sau nu? Asta vreau să vă întreb. Nu știu, nu o face intenționat, face greșeală de la ei pentru că n-au pregătire. O fac pentru că atât da, știu. N-au pregătire. Ce părere aveți, datea manuale greșite sunt făcute intenționat? Nu știu, S-ar putea să fie și asta. S-ar putea să fie și asta, o mare problemă. După părerea mea, cred că aici se joacă o carte mare. Cum s-a întâmplat și cu asta, cum îi zice, cu pesta porcină. A intrat pesta și la manuale. E problemă mare în țara asta românească. Cineva cred că ne vrea și rău. Nu credeți că guvernul vrea să, ca noi să fim analfabeti, să fim proști, nu știu, să spun așa? Ne vrea așa? Păi, în funcția asta de prea multe afișe n-a putea să face, manuală care o hârtie de aia care poate să o folosească, nu poate să o folosească de aia, cum eu, o alegere, toate hârtiile puse pe stâlp, toate alea, când o să le facă la copii. Manualele astea greșite, manualul de biologie greșit, manualul de geografie, nu știu dacă ai văzut ceva pe la televizor? Da, am văzut, dar
se poate întâmpla oricui. Într-adevăr, sunt greșeli care trebuie reparate neapărat, dar nu putem să le lăsăm așa, pentru că copiii o să învețe asta și o să învețe cu totul greșit. Ce ați sfătuit dumneavoastră să facă copilul nostru ca să reușească în viață? Dacă nu la școală, ce să fac? Să învețe să plece în străinătate, bineînțeles. Asta e singura variantă? Pentru că în România nu are ce să facă. Dumneavoastră știți, nu știu, ați învățat pe vreme? Păi cum să nu învăț? Adică acum? Elevii din ziua de astăzi? Ce înseamnă algebră, geometrie plană, geometrie, algebră? Ei nu știu de astea. Ei sunt preocupați de altele. Sunt băi de mama lor. Părințele dă bani în buzunar. Școala asta, foarte mulți spun că vin la ea să socializeze, să vorbească despre ce au mai făcut acasă. Da, mulți vin, asta am văzut aici, mulți vin ceva de gen, ce ai făcut în vacanța asta, eu m-am dus la mare, m-am dus la munte, mamă, ce-am făcut, tata și-a cumpărat un nou Audi, l-am văzut pe cel vechi, numai de asta vin. Ai pus la curent acum cu ce-au da, acum eu vă spun vouă ce se întâmplă acum. De ce o face lucrurile? Știți că există o chestiune unde sproși mulți, balaurii trăiesc bine. Asta a fost, dragii mei, ne vedem și mâine de la ora 22:30, tot aici, la Prima TV. Emisiunea e în reluare în fiecare dimineață la ora 5:50 pe net. Ne vedeți exclusiv pe www.stareanației.ro și pe aplicația Starea Nației, pe care o puteți descărca gratuit. Noapte bună!